Salut lume, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, eu sunt Agloand. Astăzi facem un unboxing la un trepied, o să vă las link în descriere. Și, nu știu, trebuie să fie două, dacă sunt două să mai facem încă un unboxing, o să fie două. Dacă nu, aia e. Ok, am luat asta aici, că am crezut că e cu asta cu tot. Că să nu se vadă, că, no. Ok, avem aici o foaie de la F64 Studio. Au calitate oamenii de câte am văzut pe YouTube. Deci, hai să vedem. Unul mă ia așa dintr-o parte sau să o iau? Hashtag calitate. Da, o ia așa, o iau drept. Cam pot. Am un caiambit aici, deci nu vreau de mine. L-am cumpărat din bucătărie. Da. Păi ce-i numai unul, ce dracu? Îl sun pe ăla, să-mi bat piciorul. Îl nu și bat. Uitați, am așa îi, așa arată. Eu mai am unul de genul, dar sunt mai multe chestii și... Aia e, adevărat? Vă gătiți? Dăm asta mai încoace. Uite-l, bă! Ăsta-l punem la o parte, îl punem la o parte. Și punem așa la o parte, bă. Bă, dar în cutia de la asta l-o pus. Ce nebun! Ei, poți să pun și selfie. Lasă. Pune aici. Bun, așa vine trepiedul. În chestia asta. Bă, e șmecher. Mie mi se pare șmecher, nu? Acum mai la pescui. E legață? Ia, hai să zicem la oameni și cum se cheamă, că... No. Le... Nu știu, nu cred că scrie pe cutie. Ba, mă trebuie să... Ui! Oare, ce nu ce chestie? Îmi băgăm la loc. Se mișcă destul de bine. Face și un test după aia. Okay. Cum iasă șarpilii? Mamă. Fer. Ah, și de aici se strânge, bă. Fer. Și să am grijă de el, că poate țiga. Nu tot. Păi acum ce stabile. Deci... Uite și boloboc, vrei să mă însurăm ceva. Da, bă, să stai drept, bă. Știi? Gen, dacă e împăpat, trebuie să... Nu, hai să facem și mai... Dai, mă, să facem și mai mare. Da, hai cu mine, adevărat. Facem aici testul, că acolo nu avem loc. Da, Sebia. Hai să putem vocaliza. Da, asta e Sebia. Puteți să căutați pe Google. Să facem și niște cadre cinematice. Da? Este mare. 1,50 m. E perfect, bă, pentru vlog. Acum, cât o costat? O costat undeva la 93, eu nu știu nici un euro din ea. Dar nu mă plâng, uite și aici mai avem un bolobo. Dacă am strâns, nu știu, uite. Da?
Nu, acum fac cu cadrele animate. Am transpirat pe un cal de 40 de grade, aproape și numai unul, adică pui mei. Da, cam așa arată, așa o să fie vlogurile de azi încolo, mult mai calitative. Pe viitoare ne luăm și o cameră, să vedem cum evoluăm. Deci, da, cam atât și cu acest unboxing, dacă vă plăcut, nu uitați de butonul de like, de share și de subscribe. Eu am fost Nagloan și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat!